cineva a folosit naivește și nu lasă. Am îndrăznit câte un mic dar pentru fiecare. Haideți un pic mai aproape așa câte unul. Începe puțin acolo și vă, da? Să fie de mare folos. Mulțumesc! Să faci cărticelele, dar mai ales să le și citești. Părinte, puteți. Și carnetul de note cu nota de cetere. Da? Margota, vină cu cum te cheamă pe tine? Carnetul de... Roberto, numele de bote îți ne interesat. Nu știu, așa frumos ce-i dat. Sunt niște ghiozdănele, nu? Sperăm să vă fie de folos. Și poate dă Dumnezeu data viitoare să aducem și pe alții care da. Să străduiesc. Are reporter. Nu, o să îndrăznim unul, doamne Rosare. Așa. Să fie de mare folos și din toată inima Dumnezeu să ilumineze, să aibă dragoste pentru semeni, să îi crească părinții în frica bunului Dumnezeu, că e lucrul cel mai important. Și dacă noi ne-am bucurat aici, mă gândesc că ar fi frumos să dăm câteva daruri și la cei mai necăjiți, nu? Și mai bătrâni și mai tinerei, dar care au nevoie. V-ar place? Da! Chiar voi o să faceți asta, o să luăm fiecare o punguță. Aveți grijă să nu amestecați darurile. Acestea sunt darurile pentru voi, ghiozdănele. Acestea o să le dăm, da? Da. Așa cum. Ia să vedem. Și mergem aici în blocul de necăjit. Nu? Nici aproape de... Așteptați-vă! Doamna, unde? Voi, altele le dăm mandat. Uite că Dumnezeu i-a spus. Spuneți, fraților. Vă bucurați de soare. Da. E, a dat Dumnezeu să încălzește. Să vă ajute. De copii, chiar vor să vă dorească câte ceva. Să spuneți la Dumnezeu mai mult. O mică atenție, să mai Dumnezeu o pază. Este post, așa că și darul să fie de post. Vă rog, moșul. Căci? Doamne ajută, să fii sănătos, la copii să vă mulțumim, da. Părinte, intrăm?